Hei, salut și bine v-am regăsit la un nou episod de Dragon Empire Roblox. Astăzi vom mai discuta despre... Mă rog, nu o să... Nu... Înțelegeți o idee. Astăzi o să discutăm despre... update-ul următor din Dragon Empire și să vă mai spun și niște coduri care încă merg pe Dragon Empire. Dar, da, înainte să începem, vreau să apăsați pe butonul de like, share și subscribe și, da, să activați și clonțopelul pentru că, da, vă mai spun niște chestii, e foarte importante, mă rog, cei care vă, nu, celor care vă place jocul ăsta, puteți să ascultați atent aici. Sau, dacă nu... Vă recomand jocul ăsta, faceți banii destul cam greu, mă rog, nu chiar atât de greu, dar durează ceva până o să faci rost de mașini în jocul ăsta, dar în fine, ce contează este să spun prima oară codurile, după aia o să vedem și mașinile de o să apară, deci, codurile sunt în felul următor, decât 3, sunt disponibile, decât 3 sunt disponibile. Deci, ca să băgați codurile, trebuie să intrați aici la rotița asta. Și cum intrați, vedeți aici codes și zice aici earn rewards by redeeming codes. Codes can be found across our Twitter profiles. Adică câștigă premii de la băga coduri și codurile pot fi găsite conturile noastre de Twitter și am să vă arăt de pe Twitter pozele cu mașinile și apropo am și eu un cont de Twitter. Se numește, stați puțin că eu nu mai știu numele. Cred că am să vi-l las în descriere. Ce mai probabil. Vi-l las în descriere. Sau nu, nu mai contează, oricum nu postez eu pe Twitter, dar în fine. Deci, primul cod pe care puteți să-l băgați, băgați-l acum. Pentru că, cine știe, poate nu o să mai fie valabil. Băgați așa, prima oară, members, adică staznițe, cu litere mari, members, și o să vă dea 25.000, de fapt nu 100.000. Bun. Dacă e să nu-l fi băgat până acum, puteți să puneți stop la video. După aia, avem încă un cod care se numește așa, K4N4D4, Canada. Și după ce o să dați aici submit, o să primiți colantul ăsta cu frunza de arțar. Vedeți? Arată mișto. Așa. Și ultimul cod. Empire. E codul de update-ul ăsta. Da, a fost acum. Deci Empire. Așa. Am așteptat nițel până să-l introduceți. Și cam atâta cu codurile. Mai sunt alte coduri, dar alea nu mai funcționează. Dar, da. Mai era Bird 100K, but un... Mă rog, era Bird 100K, doar că ăla nu mai merge. O să vă scrie no longer active dacă o să-l băgați. Bun, și acum hai să vă arăt și mașinile. Să vă arăt și mașinuțele care o să apară. Deci prima oară începem cu acest Bugatti. Vedeți? Decapotabil. E mișto.
Mai ales aici în spate, oricum mie îmi place și cu Bugatti-ul ăsta va fi noua poză la jocul ăsta. Noua poză. Adică când o să intrați pe Roblox o să vedeți poza asta, doar că cu tot cu caracterul creatorului. Burghist. Param, așa arată și stopurile, destul de mișto, zic eu. Oricum mașina asta e deja demențială la cum arată. Mai avem încă o variantă, doar că pe gri. Și stați puțin. A, da. Sau? Stați puțin, te. Să mai găsesc pe aici. Bun, acum pe Alcon de la Driving Empire. Avem acest Porsche. Vedeți? Se numește GT3 RS. Cam așa arată. Mișto, zic eu. Adică uitați, și interiorul e mișto. Și îmi place că, ia uitați, au pus emblema de la Porsche. Mă rog, Princep e în Driving Empire. Ia uitați și aici scaunele de RS. Opa. Uitați și încă o mașină Koenigsegg. Modelul CC850. Evident, decapotabil. Cam așa arată. Nu știu, după stopuri, îl iau cumva ca un fel de Lamborghini Countach din ăla nou, într-un fel. Dar, na, cam așa arată mașina. Uelo, iar, stați puțin. Că nu știu de ce. Și cam așa o să se deschidă mașina. Asta este și motorul de dedesubt. Aici este de nou Porsche-ul. Aici Bugatti-ul, o să apară și o mașină din asta, mai cum e în Car Crashers 2. Mersi dacă mi-ați spus sănătate în comentarii. Aici avem și un Ford Ram, deci o să avem și o mașină de off-road. Așa, stați puțin să se încarce. Și o să mai avem și mașina asta în joc. Și o să mai avem și acest Porsche care era 911 din 72, mi se pare. Un McLaren GT. Ăsta a mai fost odată. Sau. Nu. N-a mai fost băgat în joc ăsta. Car Crashers 2 a avut. Mă rog, încă are mașina asta. După aia un Porsche 959 și versiunea de raliu, aparent. Dar asta este versiunea normală, versiune de raliu. Eu zic că e mișto. Bun. Staniță, să mai... A, și uitați. Uitați ce zice aici. Tavan codul pe care vi l-am spus eu, Empire. Aici mai e încă o mașină care ne pune pe noi să o denumim. Niște jante cu ursuleți, iară 959. Și cred că o să rebage mașina asta în joc. Cu siguranță cred că o să o rebage, să fie mașină din aia, cum să zic eu, să fie mașină on sale și fără să fie limited. A, și o să mai existe și un Volvo. Și un Ferrari. Cum naibă?
Stați puțin, că nu mai știu cum să nume. F50, deci un Ferrari F50 o să fie băgat în joc. Până acum, niște mașini destul de frumoase. Stați că aici... Stați nițel să văd dacă mai sunt pe aici. Dar, ca idee, alea vor fi mașinile noi. Și... Două dintre alea, de vi le-am arătat eu, o să fie... Limited. A, și o Honda Civic. Dar nu știu dacă astea o să apară limited. Mă rog, cum se zice, sau... De fapt, limited. Bun. Și acum... să vă arăt și... Poza pe care o să o vedeți voi mereu când o să intrați pe Driving Empire după update-ul nou. Asta este. Vedeți? Bugatti-ul ăla nou o să fie poza. Și... Da. Sper că v-am ajutat cu update-ul următor. Chiar deși... Acum știu ce o să fie... Și nu prea-mi place să știu, dar... hei. Și stați puțin că mai vreau să vă mai arăt încă un lucru. Sau nu, ideea este că nu se știe când o să apară următorul update. Adică update-ul ăsta, dar vi l-am arătat eu acum. Nu se știe, momentan. Dar... Hei, să sperăm că o să apară cât mai curând, pentru că m-am cam plictisit de mașinile astea, dar au fost băgate în update-ul ăsta. Apropo, Lamborghini-ul ăsta STO n-a fost băgat acum în update-ul ăsta, dar a fost acum. Nu. A fost băgat în alt update. Se pare că acum 3 update-uri. Da. Puf. Jucăm pe 5 linii. Și costă ceva Lamborghini-ul ăsta dacă vreți să-l luați și voi. Bine, nu prea prinde el prea mult. Trebuie să-i puneți motor ca să prindă mai mult. Că el stoc prinde decât 307 km pe oră. Dar dacă e să-i puneți și motor, prinde mai mult. Nu știu cât. Dar o să încerc să fac rost de bani. Dar, în schimb, tot ce vedeți pe el este de la body kit, adică ăsta cu scrisul ăsta, STO. Aici, nu știu dacă vedeți, dar sunt niște romburi. Și dunga asta albă de aici, de la ăsta de jos. Uitați, vedeți? Asta nu era stop. Și aici mai sunt romburile și acoperișul negru. Cam astea sunt modificările care puteți să-i le aduceți mașinile astea de la body kits. Pe interior arată ca un Huracan, pentru că asta și e un Huracan. Parcă STO. Am și pus poză pe Instagram, dacă nu știți, dacă e să nu știți Instagramul meu, vă las un link în descriere sau dacă nu, vă spun eu cum să căutați. Robert X 9000. Cam asta e numele de pe Instagramul meu. Și am postat deja două poze cu două mașini din Roblox, doar că cât o să vedeți corvetul ăla, eu nu o să-l mai am, adică uitați. Nu mai am corvetul ăla C8 Z06. Dar hei, l-am vândut și mi-am luat Lamborghini ăsta și îmi place la nebunie cum arată.